Bună, cultivatori! În acest videoclip vorbim despre un subiect mai puțin abordat, despre Trichoderma micorice, dar în acest videoclip nu vă arăt ceva obișnuit, cum să cumpărați micorițele, Trichoderma și să micorizați grădina. Nici de cum! Eu în acest videoclip vă arăt cum să le produceți gratis, singuri, cu eforturi minime. Este un proces destul de lung, dar merită. Veți rămâne uimiți ceea ce vă voi arăta în acest videoclip. Aceste micorițe nu au mai mult de 4 luni de zile. Ce sunt micorițele și de ce sunt importante? Având în vedere că vrem să mergem către o agricultură cât mai sănătoasă, cât mai sostenibilă, este important să le înțelegem și să le cultivăm în modul cel mai eficient pentru a avea cât mai multe micorițe în grădina noastră pentru a ajuta atât solul cât și plantele. Micorițele sunt ciuperci microscopice care trăiesc în simbioză cu rădăcinile plantelor. Ele extind sistemul radicular, ajutând planta să absoarbă mai bine apa și nutrimenții. În schimb, primesc de la plante zaharuri, practic creează o rețea subterană care dă forță și rezistență atât solului cât și plantelor. Am început prin a recolta mai multe feluri de micorițe din pădure. Atunci când fac drumeții prin pădure, observ atent unde sunt micorițe, pot să fie foarte multe ciuperci saprofite, dar și foarte mulți spori de aceste micorițe. Sporii de multe ori se găsesc chiar la suprafață. Am colectat bucăți de lemne care au intrat în descompunere, unde sunt urme de ciuperci, atât saprofite cât și micorițe sau spori de micorițe. Am colectat rădăcini micorizate din rădăcini din zonele unde arborii erau mai sănătoși, am pus totul împreună și acum am să vă arăt care au fost etapele următoare. Bucățile de lemn pe care le-am găsit în pădure, rădăcini de la plante, rădăcini micorizate, bucăți de frunze, tot ce am reușit să culeg, le-am pus într-un ghiveci cu foarte multă scoarță de pin, le-am lăsat să se activeze pentru câteva zile. Când am văzut că a început să fie o activitate biologică în interior, când au început să crească ife, am făcut loc, pur și simplu, în acest ghiveci și am pus o plantă ca și gazdă. Coniferele sunt plantele cele mai ideale pentru a fi gazdă în cultivarea micorițelor, pentru că le dezvoltă în modul cel mai rapid. Am căutat pe internet și am găsit că acestea sunt plantele cele mai ideale. Cu atât mai mult pinul le dezvoltă și mai rapid. Deci, pentru a avea succes în cultivarea acestor micorițe, am ales pinul. Pur și simplu l-am introdus în acel ghiveci unde am început activarea sporilor de la micorițe, l-am așezat, am completat cu scoarță de pin și am așteptat. La aproximativ 2-3 săptămâni de zile au început primele rezultate și am văzut primii spori care s-au activat și primele micorițe. În acest ghiveci am o altă plantă de pin, una mai mare. Am introdus la fel acel material micorizat, acel material cu ciuperci saprofite, dar și cu acei spori de micorițe. L-am lăsat din primăvară și până acum, au trecut mai bine de 4 luni de zile, să vedem de aproape ce este în interior și cât de bine s-au dezvoltat aceste micorițe. Este un rezultat foarte, foarte bun. Se văd ifele. Vedeți cum s-au răspândit toate acele piciorușe, toate acele mici rădăcini, se cheamă ife, de la micorițe. Cred că este un rezultat foarte bun. Am foarte multe micorițe aici. Uitați! Toate aceste micorițe sunt aur în grădină. De aici putem să le ducem și la alte plante și la alte experimente. Care este scopul meu? Este să cultiv cât mai multe micorițe, să le mulțesc cât mai mult, să reușesc să fac atât de multe încât să colonizez chiar și grădina de legume. Se văd foarte bine toate aceste micorițe, toată această activitate biologică, dar experimentul nu se oprește aici.
De la această fază am luat planta deja micorizată și l-am introdus în substrat. Să vedem cum se comportă nu doar cu scoarța, cum se comportă după aceea în substrat, în pământ. Am luat una dintre plantele care deja au fost micorizate, am curățat foarte bine toată această scoarță și am introdus într-un alt ghiveci, dar de această dată am completat doar cu substrat. Să vedem care este activitatea în acest ghiveci. Această plantă deja a început să umple tot substratul cu rădăcini, dar mai mult se văd deja micorițele, micorițe adevărate, care s-au extins pe rădăcini. Să le vedem mai de aproape. Am trei plante pe care le-am introdus în substrat, să vedem fiecare cum s-au dezvoltat. Acestea sunt rădăcinile de lapin. Aici nu a ajuns încă micorița, dar dacă ne uităm mai atent aici, deja se văd micorițele, activitatea biologică a micorițelor. Aici sunt și micorițe mai mature. Vedeți toate acelea care sunt lipite de rădăcini. Deja sunt micorițe care produc și spori. Se vedem și în alt ghiveci. Am observat că acești pini care au fost puși în substrat au schimbat și culoarea vegetației, sunt puțin mai viguroși. Și aici micorițele sunt prezente. Uitați cât de bine s-au dezvoltat. Deci toate aceste punctulețe albe lipite de rădăcini sunt micorițe adevărate. Succesul în a cultiva micorițe, în a le multiplica acasă cu resurse minime, este foarte simplu. Munca cea mai grea este de a observa, de a înțelege plantele. Am început aceste teste cu mulți ani în urmă. Nu am avut rezultate de la început, dar nu m-am lăsat bătut. Am zis că trebuie să îi dau de cap, să înțeleg cum funcționează și cum pot să le mulțesc. Ceea ce ați văzut aici sunt de la micorițe pe care le-am început să le cultiv în ghivecele acestea în primăvară. Dar haideți să vă arăt ce rezultate am avut pe parcursul anilor cu plante pe care le-am în pepinieră. Lucrez într-o pepinieră și am posibilitatea să fac aceste teste. Nimeni nu știe, vă arăt vouă și o să vă uimiți de ce activitate biologică, ce micorițe s-au dezvoltat în timp în ghivece la anumite plante. Aici am zona cu pini micorizați de anul trecut, deci au mai bine de un an de zile de când sunt micorizați. Să vedem care este activitatea în ghivece. Vreau să vă spun că doar uitându-ne pe fundul ghiveciului, acolo unde ies rădăcinile, sunt deja micorițe. Rădăcinile practic sunt pline ochi de micorițe. Și aici, cum se vede pe fundul ghiveciului, acolo unde sunt rădăcinile ieșite, cum se văd practic micorițele, vedeți acele punctulețe mai portocalii, acelea sunt deja micorițe care produc spori. Și dacă ne uităm aici pe locul unde a poposit această plantă, și aici sunt micorițe. Aici o altă parte din experiment. Este o jardinieră cu trandafiri, am pus scoarță micorizată, iar aici sus sunt arțari, o altă jardinieră unde am pus scoarță nemicorizată. Vreau să văd care este rezultatul aici, unde a fost micorizată această scoarță. Se văd urme de micorițe sau ciuperci saprofite, dar ce am observat în această jardinieră, și buruienile reușesc să micorizeze. Vedeți pe rădăcina de la o buruiană, sunt deja micorițe care s-au lipit. Uitați aici cât de multe sunt.
Iar aici este plin de scoarță, acestea sunt frunze uscate de la arțar. Deși aici este plin de scoarță, dar nu am micorizat. Să vedem dacă rădăcinile de la buruieni au micorițe. Din câte văd, nu se vede nimic la aceste rădăcini de buruiene. Cum vă spuneam, creșterea micorițelor este un proces de a observa, un proces de a înțelege cum funcționează. Nu se văd deloc micorițe în această zonă. Planul meu este să încep micorizarea și la rododendri, să văd dacă sunt compatibile cu aceste micorițe. Toate bune și frumoase, reușim să cultivăm, să dezvoltăm aceste micorițe în ghivece. Avem o bază de pornire pentru a trece în grădina de legume, dar nu este atât de ușor. Nu este suficient să luăm micorițele din acest ghiveci și să micorizăm toată grădina. Avem nevoie de mult mai mult. Și pentru asta m-am gândit să fac un alt test. Voi face o jardinieră mare cu mult material organic unde voi reproduce aceste micorițe. Voi încerca pe parcursul acestui test să micorizez rozmarinul și lavanda pentru că am înțeles că și aceste plante favorizează dezvoltarea micorițelor. Aceste plante putem să le colocăm mai apoi în grădina noastră de legume care să reproducă constant micorițe. Voi face un alt test, deci un al patrulea test, și la citrice. Aici în spatele meu sunt toate acele citrice pe care mulți dintre voi le-ați văzut în două videouri precedente. Am arătat cum am salvat aceste citrice. Sunt peste 100 de citrice. Vă arăt câteva secunde și aceste citrice cum arată. Uitați-le aici, sunt foarte, foarte sănătoase. Deci, următorul pas este ca să trec la micorizarea acestor citrice care erau în prag de moarte acum un an jumătate. Vă invit să vedeți acele două clipuri unde am reușit ca aceste citrice să revină la viață. Vă mulțumesc pentru răbdarea acordată. Cei care vor să ajute canalul, cei care vor să susțină aceste proiecte, aceste teste, vă puteți abona. Abonamentul este derizoriu, prețul unei cafele. Până la următorul video, eu vă spun la revedere!